Sí, muy de guay. No, no. Arrivati con un po' di fare il papà che ha come ha succeduto che ha da dorita e lor, noi ne putem întâlni și putem omagia, putem să-i aducem aminte de cei dragi. Vreau să spun că l-am cunoscut, am avut mare fericire să-l cunosc pe Mircea Botrici ca om, ca jurnalist. El a fost primul care a făcut o emisiune cu mine și care m-a dat în eter și în felul următor m-a făcut cunoștință acolo, dincolo de graniță, pe teritoriul României, prin cele mele cu mine ca personalitate, ceea ce fac eu și cum fac eu. În mici amorți și mulți ce plăcea foarte mult, adică ceea ce fac eu, cântecele pe care le cântam și într-un fel cum le cântam. Deci, m-a pricinat că a fost pur și simplu un jurnalist, a fost pur și simplu un om, cum a spus un profesor, a fost un om de rând care a avut și păcatele lui, dar cred că păcatele lui Mircea Mătăi și copiii foarte de lucru. Foarte mult a iubit. Și anume, a iubit totul ce a fost frumos, totul ce a fost bun, a iubit oamenii din jur, a iubit comunismul. Astăzi am să cânt, deci fac pentru neamuna, am să cânt două cântece din regătorul meu, cântece de înstrăinare. Primul cântec pe care l-a dat Ion Paul Iancu din Boloca, în pădurea învierzită.